Și acum să bată tobele. Te-ai simțit zeiță? Te-ai simțit God? Te-ai simțit, da, sursa divină? Și de la sursa ta, da? Cum te legai tu de sursa divină? Tu și câmpul energetic se lega de tine, da? Așa. Și așa ai avut imaginea. Că toată lumea să fie la sursa lui divină. Și ce ai făcut? I-am văzut pe toți cu sursa lor divină, așa, că eu așa înțelegeam. Și pe toți i-am legat la sursa mea. Tu înțelegi ce ai făcut? Câmpul tău energetic e dat liber într-o zi. Foarte bine, s-a minunat, sufletelul s-a bucurat din tine, vai ce ai făcut. Așa. Și am văzut toți legați la sursa lor. Și azi am înțeles că sursa divină sunt eu. Și câmpul energetic se leagă așa la tine, da? Nu te legi tu. Tu n-ai treabă, tu te dezlegi. Te dezlegi, n-ai treabă, nu ești legat de nimeni. De tine se leagă câmpul energetic și tot se leagă de tine. Și tu ești, da? După ce ai... Câte minute ai înțeles și te-ai simțit mare mahăr, da? Mare și gălăgios. Mare și gălăgioasă. Și acum dezlegi câmpul tău energetic. Asta trebuie să faci, de fapt. Ajungi la programelul God, programelul zeu, zeiță, rege împărat, da, regină, bun. Da? Și acum pe toți îi vezi la sursa lor divină. Și cum îi vezi? Se stinge lumina aia, legătura aia cu câmpul tău energetic, stinge lumina care se leagă de tine. Tu n-ai nevoie. Înseamnă că ai ajuns acolo unde nu mai ai nevoie de... Așa eliberezi lumea, da? Tu ai cheile, tu ai darul de a elibera lumea și făcând asta a sărit pământul, da? S-a eliberat și fiecare acum umblă neunit în lumea lui să caută să se lege de sursa lui, care e de fapt invers, da? Okay. Se leagă câmpul energetic de fiecare. Și acum tu ai dreptul, cum e panglica, da? Și tai să intre într-un loc nou, da? E pământul nou, ai panglica, ai foarfica, adică ai cheia. Și ai cheia și îi dezlegi pe toți de la sursa aia care, de fapt, tu erai God. Da? Acum înțelegi unde ești, unde trebuia să ajungi. Să ajungi acolo ca să vezi unde ești, e Neo din Matrix, da? La Matrix să ajungi acolo și să faci ce trebuie, să faci o baraboață, să lămurești lucrurile, da? Și ajungi acolo și tu te dezlegi de câmpul tău energetic, cum a fost până acum, da? Erai păpușară, mă pe șofă, ce ai, da? Și fiecare om era legat la sursa ta. La sursa la care și erai și tu legată și nu știai. Și ai ajuns acolo unde e, în filmele SF arunca o bombă acolo și exploda. Nu trebuia bombă. Trebuia să ajungi tu să fii ăla, aia. Da? Sursa. Să ajungi tu să fii cum era de Mother Lady. Cum era? Când va cânta mama măsii, va cânta cântecul major. Da, ajungi la matcă, da? Matca, ai ajuns tu. Tu ești matca aia, da? Energia divină care se lega de tine. Acum înțelegi cum merg lucrurile, da? Și o dezlegi. Spațiu. Dezlegi lumea. Și nimeni nu e legat la tine. Nimeni, da? Fiecare om sare în lumea lui. Că se leagă el de câmpul lui energetic, a lor. Văd ei cum se întâmplă lucrurile. Important că tu ai înțeles și dezlegi trena asta. Da? O lași liberă. Lași lumea liberă. Păi cum să-i lași liber? Că ei erau legați de sursă, de sursa ta divină. Dar tu cum ai rămas liberă? Da? Suflet pierdut în spațiu. Vai că nu e de găsit, atâtea suflete am pierdut noi. N-ai pierdut niciun suflet. Tu te-ai pierdut pe tine, da? Te-ai regăsit, înseamnă că fiecare om s-a regăsit, da? Tu ai dreptul să-i ții legați, tu ai dreptul să-i dezlegi. Acolo ajungi.
Nu ai nevoie să susții energetic așa ceva. Deci nu ai nevoie să susții energetic câmpul tău energetic foarte mare. Da? E cât e universul de mare. Du-te, du-te, cât e de mare universul. Du-te, du-te. Adu-te înapoi. Compact, baby, compact. Acolo, aici, aici așa. Ca în copilărie, da? Te bagi sub ceașaf și citești pe ascuns. Cu o lămpiță, da? Acolo ești, ăsta ești. Știai tot ce știai din copilărie. Atât ești, atât. Nu ai nevoie să susții energetic nimic. Fiecare își susține ce trebuie să-și susțină. N-ai tu treabă. Ai de la cală. Ai și mergi drept înainte să vezi mai departe. Ai ajuns aici, să vedem mai departe ce se întâmplă. Ok. Bun.